Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mânzână, a organizat miercuri o conferință de presă în care a prezentat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Alături de acesta au fost vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Bughiu, dar și directorul economic al Consiliului Județean Argeș, Carmen Mocanu, și consilierul pe probleme de sănătate al președintelui Consiliului Județean, Anci Ionescu. Pe site-ul Consiliului Județean Argeș a fost publicat proiectul de buget pe venituri și cheltuieli pe anul 2021. Președintele Ion Mânzână a prezentat în mare cum va fi bugetul județului. Pentru secțiunea de dezvoltare, obligația Consiliului Județean este de a găsi resursele pentru cofinanțări la proiecte. Este foarte greu să gândim că la ora aceasta orice Consiliu Județean din România are resursele necesare pentru investiții foarte mari. De aceea s-au inventat aceste proiecte atât la nivel PNDR, nivel guvernamental, cât și la nivel de Uniune Europeană. Marea noastră problemă apare în momentul în care nu avem resursele necesare. Avem în investiție, o investiție importantă la nivelul Spitalului Județean, pentru că doamna Anci Ionescu vă va spune de sistemul de sănătate din județul Argeș, Consiliul Județean având administrare 9 spitale. O investiție cu necesar de 400 de miliarde lei vechi, 40 de milioane pentru anul acesta. Din păcate n-am putut bugeta decât 100 de milioane, urmând să căutăm prin toate mijloacele, prin economii, subvenții de la bugetul statului, sumele necesare pentru a duce la bun sfârșit P+4 Consiliul Județean. Pentru proiectele europene, 900 de miliarde anul acesta, 90 de milioane RON, din care am putut bugeta 300 de miliarde, 30 de milioane RON. Încercăm prin toate mijloacele pentru a obține un împrumut bancar. Avem dreptul acesta pentru a acoperi sumele necesare pentru aceste proiecte europene. Degeaba oamenii din Consiliul Județean muncesc, se implică și doresc să obțină cât mai multe proiecte europene, dacă la un moment dat ne blocăm în acest joc al cifrelor, în care nimeni la nivel național nu ține cont. Din situația prezentată, o mare parte din lucrările începute de vechea conducere a Consiliului Județean nu vor fi duse la bun sfârșit. Ne referim aici la importante drumuri județene la care lucrările au început și nu vor mai continua, cum este, spre exemplu, drumul județean Bughia de Sus, Albești-Cândești.